Criza se adâncește tot mai mult și asta se vede în datoriile pe care gorjenii le au, pentru că nu mai reușesc să-și plătească obligațiile financiare către stat, din ce în ce mai multe persoane solicită plata eșalonată a taxelor și impozitelor. În fiecare zi la Direcția Publică de Venituri Târgu Jiu ajung persoane care cer să fie păsuite la achitarea datoriilor. Afirmația a fost făcută de directorul unității aseară în emisiunea Administrație Locală. Sunt cazuri în care restanțele acestea merg de pe un an pe altul, pentru că, așa cum am spus, sunt cazuri dificile, sunt foarte mulți copii în întreținere, sunt părinți care au salariu minim pe economie. Sunt în fiecare zi, în corespondența mea, peste 10 cereri de persoane care solicită plata eșalonată. În suma o stabilește cetățeanul respectiv, 50-100 de RON pe lună, în funcție de posibilitățile lui. Nu doar plata eșalonată este soluția gorjenilor pentru a-și putea achita dările. Cei care nu reușesc să-și plătească nici în mod eșalonat datoriile, cer ca acestea să le fie transformate în muncă în folosul comunității. Anul trecut, peste 50 de persoane și-au redus din datorii după ce au executat muncă în folosul comunității. Sunt tineri care înregistrează de la 20-30 de mii, deci 300 de milioane, până la un miliard. Cred că imposibil de achitat. Am încercat transformarea lor în muncă în folosul comunității, pentru că sunt persoane care nu au venituri dovedite. Până în momentul de față, peste 50% dintre târgujieni și-au achitat taxele și impozitele aferente anului în curs.